Spuneți, vă rog, când e momentul. Este? Dragi cetățeni, azi am avut încă o confirmare că acest Parlament nu se gândește nici la țară, nici la oameni. Ultimele zile nu au fost deloc ușoare pentru mine. Deși nu cred în bunele intenții ale acestui Parlament și știu că alegerile anticipate sunt unica posibilitate de a curăța Parlamentul, însă, fiind conștient de situația gravă din țară, eu și colegii eram gata să ne asumăm responsabilitatea. Astăzi însă am mai primit o dovadă că majoritatea deputaților acestui Parlament niciodată nu se gândește la binele oamenilor. Au avut propriul guvern și majoritate. Am văzut cât de prost au administrat pandemia, am văzut corupție, scheme, traseism politic, hoție. Și-au dat jos propriul guvern, spunând că vor anticipate. Apoi au început să boicoteze orice posibilitate de a declanșa anticipatele. De la o bucată de vreme au tot strigat că vor guvern pentru că situația în țară e foarte complicată. Iar atunci când a apărut posibilitatea unui guvern responsabil, au pus coada între picioare și au fugit. Ce am văzut azi este o dovadă în plus că acest Parlament nu poate gestiona crizele prin care trece Republica Moldova, în special criza pandemică, nu poate asigura o majoritate reală care să susțină un guvern, oricare ar fi el, nu poate veni cu un ajutor pentru economie și, desigur, nu poate lupta cu corupția și hoții. Poziția PAS rămâne aceeași. E nevoie de mobilizat toate eforturile pentru soluționarea crizei pandemice și de organizat alegeri anticipate pentru ca oamenii să măture, să curățe acest Parlament de hoți și tâlhari. Atât timp cât Parlamentul are o majoritate din deputați care urăsc Moldova și storc din ea toate resursele, criza nu mai se va adânci. Acum vreau să-i întreb pe deputații PSRM. Cum poți să-ți bați joc de propriul electorat, ținându-te de mână cu o gașcă de bandiți, pentru a le salva pielea? Igor Dodon se comportă ca un copil mic, care și-a pierdut toate jucăriile, bate din picioare și nu-i pasă ce se întâmplă în jur. Eu vă mulțumesc că ăsta a fost briefing. Cu permisiunea dumneavoastră, ne întoarcem la ale noastre. Să totuși vrem să întrebăm liderul platformei, da, Alexandru Slusar, spune că ar fi fost înțelegere între PAS, platformă pentru Moldova și Șor, adică care face parte Șor, și PSRM, că să nu fie asigurat astăzi quorum. Pe fundalul evenimentelor de astăzi, unii colegi au și imaginația inflamată și probabil fundalul este un pic nervos. De aceea nu am să comentez. Cu permisiunea dumneavoastră, mă întorc la ale mele. Deci noi am avut discuții ieri la Consiliul Politic Național, părerile au fost diferite, noi au fost deputați care aveau opțiunea, alții se mai gândeau, urma ca în cadrul dezbaterilor să fie luată decizia finală. Vă mulțumesc! Mai departe, cred că deja discuția se mută pe dimensiunea președinției, curții constituționale, să vedem cum o să evolueze lucrurile în ziua de mâine. Dar condițiile, cum cunoașteți dumneavoastră, cam sunt întrunite pentru a avea alegeri anticipate. O zi bună vă doresc!